Hei, salut, bine v-am găsit! Astăzi vreau să vă propun o temă care pare haioasă așa inițial, dar nu e deloc haioasă când ne uităm mai atent. Este un mesaj pe care l-am primit ieri de la voi și era o doamnă care mă întreba să mă tund pentru că mereu sunt trasă de păr. Dincolo de posibila ironie din acest mesaj, singura variantă în care poți fi trasă de păr și să fie bine este în momentul în care faci sex. Altfel, deja intrăm într o zonă care nu este deloc funny și vorbim despre violență domestică, un fenomen din păcate extrem de răspândit și trist de altfel. Și uh, dacă mergem în zona asta a mesajului, și anume mereu sunt trasă de păr, ar fi de văzut de ce anume reușești să atragi în viața ta bărbați care pot fi capabili să facă asta. Uh, și aici ar fi să vedem un prim, prim lucru. Cum? Cum îi privești tu pe bărbat și cum te simți atrasă? De cine anume te simți atrasă? Te simți atrasă de un bărbat care vine către tine cu bine, cu interes, cu glume, de un așa zis băiat bun? Sau te simți atrasă de un bad boy? Pentru că uneori acest concept de bad boy este prost înțeles și bad boy chiar e bad pe bune. Uh, bad boys în acceptul de bărbat alfa nu-și bat femeile, niciodată. Asta să țineți minte, un bărbat alfa nu își bate femeia niciodată. Uh, mai mult decât atât, ar fi de văzut uh, de ce te simți tu atrasă de oamenii ăștia și ar fi să privești la modelul pe care l-ai văzut tu în casă, la modelul masculin pe care l-ai văzut, cum era tatăl tău. Asta este un prim lucru. Și doi la mână la alegerile pe care le faci, uh, romantic vorbind. Iar aici ar fi de explorat niște lucruri simple, atunci, chiar la primele întâlniri. Iar o întrebare foarte simplă, al cărei răspuns îți poate da suficiente informații astfel încât să nu ajungi să fii trasă de păr, este următoarea. Ți s-a întâmplat vreodată să dai într-o femeie? În momentul în care îi pui întrebarea asta, privește-l cu atenție. Dacă și ea câteva secunde să se gândească și îl vezi că se uită pe sus, ca și cum ar căuta pe undeva prin trecutul lui, grijă mare. Grijă mare pentru că înseamnă că fie te minte, fie nu-și mai aduce aminte ceea ce este grav. Asta nu este o chestiune pe care o să o uiți, asta nu este o chestiune la care să poți să ceri timp de gândire sau să fie nevoie de timp de gândire. Pentru că dacă ai nevoie de timp de gândire, înseamnă că se gândește pe care a bătut-o prima este și asta o, <laughs> o, variantă, nu este deloc de râs, însă grijă mare, grijă mare la nuanțele astea. Privește expresia facială. Un bărbat care nu a atins niciodată o femeie îți va răspunde rafală, îți va răspunde instantaneu, fără niciun fel de schimbare facială, fără să se înroșească la față, fără să se uite în jos, fără să se uite în sus, fără să se uite în lateral, te va privi în ochi și îți va zice foarte calm, bă, nu, nu, niciodată. Și atunci, ăsta cu siguranță nu, nu te va trage de păr. Așa că ai grijă pe cine alegi, ai grijă ce poveste alegi să-ți scrii, uh, pentru că totul pleacă de la tine și de la alegerile pe care le faci. Sigur că în momentul în care ai avut un anumit tip de mediu, alegerile astea sunt ușor viciate, însă ar fi bine să ții cont de aceste aspecte, astfel încât să poți să te protejezi de eventuale uh, neplăceri și de eventuali prădători uh, sau de bărbați violenți. Pa!